Cine spune că agricultura se poate face doar la țară? Asociația Ecoruralis dovedește contrariul cu o grădină amenajată chiar în centrul Clujului, în curtea interioară a unui imobil. De pe o suprafață de aproximativ 7 metri pătrați, membrii asociației au mâncat deja nenumărate porții de salată, ciorbă de fasole sau sote de dovleceni. Asta e altă varietate. Se vede diferența. Așa. Păi, cam atât. Se spune că agricultura se face la sat. Suntem în centrul Clujului. Cum de există o grădină aici? Există o grădină pentru că se poate, pentru că am avut un spațiu și am zis să-l folosim. Chiar dacă spațiul pe care asociația l-a avut la dispoziție într-o curte interioară din centrul Clujului a fost restrâns, membrii acesteia au reușit să planteze mai multe soiuri de legume, de la salată până la fasole, castraveți, floarea soarelui și chiar porumb. Nu implică foarte multă muncă, în așa fel a fost conceput încât să fie ușor de întreținut, încât să avem cât mai puține buruieni, încât plantele să elimine suprafețele goale și să umplem cu utilități, cu plante utile. Pentru amenajarea grădinii s-a folosit un program online și s-a folosit tehnica agriculturii pe metru pătrat, care își propune utilizarea spațiului într-un mod optim pentru o producție cât mai mare. Ne dă foarte, foarte multe informații despre plantă, când să le punem, când să le cultivăm, când ce anume are nevoie. Se bazează doar pe informații pe agricultura eco. Deci nu o să ne zică ce fel de pesticid să folosim, dar o să ne zică ce fel de asocieri de plante putem să folosim ca să obținem rezultate bune. Oamenii când ajung la oraș au alte îndeletniciri, fac altceva și consideră că nu mai au timp să facă agricultură, consideră că agricultura este ceva ce necesită foarte mult timp, foarte multă dăruire, ceea ce este, da, adevărat, necesită timp, necesită dăruire, dar este o satisfacție. E o satisfacție să mănânci din propria ta grădină oricum, oriunde ești, nu? Se compară cu cele de la piață? Nu. Nu, și multă lume caută acest gust și merg la piață și încearcă să găsească forme, încearcă să găsească culori care să se asemene cu roșiile lui bunica. Despre acest subiect vorbim acum cu Otilo Soc, directorul Asociației Ecoruralis. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat. Ne-ați făcut poftă cu roșiile acelea. Da. Domnule Soc, practicați un tip de agricultură mai puțin obișnuit. Despre ce este vorba exact? Este vorba de o agricultură urbană, dar are foarte multe forme de a se spune de această agricultură. Agricultura la metru pătrat, anumite tehnici se pot folosi și se numesc permacultură, deci sunt foarte multe chestii asociate, dar toate care se pot face pe un teren mic, pe un teren compact, undeva în mijlocul unui oraș. Unde aveți această grădină? Unde este situată? Este chiar în spate la Sora, pe strada David Francisc. Este o zonă foarte frumoasă, foarte calmă, în care avem șansa de a avea o mică grădină, un mic gang interior cu pământ. Deci chiar în centru. Da, chiar în centrul Clujului. Și care este povestea acestui mod de a face agricultură? De la ce a pornit totul? A pornit de la asociația noastră, care are mai multe programe, și acesta este un mic program, un mic proiect al asociației, în care dorim să dovedim că se poate face agricultură și în mediul urban, și care vine în completarea ideii noastre că mici agricultori pot să producă hrană pentru lume, pentru România. Și ei sunt cheia producerii hranei pentru lume. Și ca și o completare, agricultura urbană vine de a ajuta omul urban de a-și face hrană, de a se ajuta singur, ca după aceea să fie ajutat și de micii producători. Este o pasiune sau e o metodă de a protesta, să spunem, față de piața de profil din România? Câte puțin din amândouă. Este și o pasiune, clar că nu se poate face fără pasiune, dacă nu mai aruncăm câteva plante acolo și ne așteptăm să crească, nu o să fie chiar așa. Dar este și un activism constructiv. Dorim să arătăm că se poate, că este viabil, este sustenabil ceea ce facem noi pe termen lung. Cercetătorii zic că este sustenabil pe termen lung și astfel vrem să ridicăm informația asta, să se afle că așa trebuie făcut.
Domnule Soci, câți metri pătrați folosibili aveți și ce cultivați acolo? Cam 7-8 metri pătrați ar fi. Fiecare metru pătrat este împărțit și după aceea gândit în așa fel încât ca plantele care cresc acolo să se ajute, să elimine buruienile de acolo. Și sunt foarte multe legume, dovlecei, dovleci, fasole, ceapă, morcovi, pătrunjel, mărar, roșii, roșiile sunt acum piesa de rezistență, castraveți, porumb, mult, mult. Deci foarte multe capul, lucruri da. Pentru 7 metri pătrați. Da, așa este. Am văzut în materialul de dinainte că aveți un program online ajutător. Da, este un program care l-am descoperit și noi așa, prin întâmplare, am dat un Google. Noi nu suntem arhitecți, noi nu știm cum să planificăm, cum să tragem linii pe calculator, dar am căutat un program care să ne ajute mai mult. Eu am pregătire agronomică, dar totuși oamenii care suntem implicați cu toții, nu toți știu cum sunt plantele, care cum trebuie pus și avem nevoie de un astfel de program și am găsit acest program absolut senzațional, pentru care, da, trebuie plătit, cred că, vreo 20 de euro pe 2 ani, deci este un transfer mic și oferă foarte, foarte multe informații. Și ce face? La ce vă ajută, practic? Ne ajută la designul, la viziunea acelei mici grădini. Da, clar că s-ar putea merge la grădină, să ne uităm, să tragem câteva linii, să facem niște imagini mentale, dar este mai ușor dacă proiectăm pe calculator, punem plantele unul lângă celălalt, astfel dacă punem două plante unul lângă celălalt, calculatorul automat ne zice dacă se asociază, merg sau nu merg. Dacă sunt compatibile. Da, exact, dacă o să trăiască bine împreună și dacă se ajută reciproc. Și așa că ne ajută foarte mult. Spuneți-ne, vă rog, cum se numește acest program? Se numește Garden Planner, se poate căuta pe Google, dar site-ul Mother Earth News, așa se numește Mother Earth News, este o secțiune. Niște activiști din Statele Unite au gândit că ar fi o unealtă bună pentru grădinarii ecologice. Bun. Întrebarea acum este, cultivați pentru consum propriu sau faceți și comerț din mica grădină? Cultivăm pentru noi. Cultivăm pentru că terminăm cu munca sau în timpul muncii pe care o facem, care este și muncă de birou. Ieșim, culegem câteva legume și le mâncăm și astfel e ok, dar dăm și la prieteni, nu pentru bani, dar oricine vine, chiar acum când a fost sezonul de salată, am oferit salată la câți prieteni au venit și mi-au mai și rămas. Totuși, ați avut propuneri să vindeți aceste produse? V-ați gândit că ați putea să obțineți și profit din agricultura urbană? Nu, pentru că chiar dimensiunea este prea redusă pentru așa ceva, este vorba despre subzistență aici, dacă tot gândim astfel de semi-subzistență, pentru că dăm și la prieteni, dar mai mult am vrut să promovăm ideea. Nu am vrut să facem bani și n-am avut în minte să ne gândim să facem bani. Pentru cât timp vă asigurați stocul de legume? Dacă mâncăm sezonial, atunci pe tot parcursul verii, toamnei, clar că o să mai avem inputuri exterioare. Un astfel de input este și coșul țărănesc la care și noi suntem abonați. Este un proiect foarte frumos și acela. Dar majoritatea ies de acolo. Ce reprezenta înainte acest teren? A trebuit să-i aduceți modificări înainte să puteți cultiva pe el? Da, a fost terenul, a fost mijlocul curții. Noi când am ajuns acolo, terenul era gol, pur și simplu era cu iarbă, a trebuit să dezrădăcinăm tot terenul, a fost o muncă destul de mare și după aceea am avut noroc ca să tot o cultivăm noi. Anul trecut doar cu lucernă, am pus ca să se adune azotul, să fie mai fertil pământul și anul ăsta deja am început cu rotația. Și se văd și roadele. Da. Care este în fond diferența dintre agricultura urbană și cea rurală? În afară de dimensiunile reduse, bineînțeles. În agricultura rurală se poate merge clar pe suprafețe puțin mai mari și după aceea designul este mai simplu pentru că, și este mai practic să fie mai simplu. Chiar dacă nu este așa de plăcut ochiului să vezi doar rânduri, dar este mai practic și clar e mai ușor de udat, este mai ușor de întreținut. Pentru noi era și să arate foarte bine, ca să prindă ochiului, pentru că în zona urbană asta este ceea ce ne zice, dar eu nu vreau straturi. Nu o să aveți straturi, o să aveți plante, flori, toate într-un amestec frumos. Chiar vreau să vă întreb cum vă înțelegeți cu vecinii și dacă au ceva împotriva grădinii dumneavoastră. Nu, oricine a venit a apreciat inițiativa, i-a plăcut.
L-ați bituit cu o roșie, așa. Da, i-am mai dat o roșie, o chestie, da. Da, așa este. Pentru creșterea acestor legume, folosiți resurse urbane tipice, adică apă, menajer, ce fel de îngrășământ folosiți, de exemplu? Nu folosim niciun fel de input chimic. Inputurile organice care le folosim sunt mulcirea și apă de la robinet. Avem udăm cu stropitoarea sau cum așa. Dar nu folosim nimic chimic, nimic agresiv. Deci, da. Cunoașteți și alții agricultori urbani din oraș, de ce nu, și din alte orașe? Cunosc alte inițiative, n-am avut șansa să văd cu ochii mei rezultatele muncilor. Am mai cunoscut alte inițiative, dar tocmai de aceea încercăm să promovăm această idee. Dar de acum încolo, la anul să apară mult mai multe. Așa să fie. Vă mulțumim mult pentru prezență. Arată grozav legumele de acolo, de la dumneavoastră. Mult succes în continuare și sperăm că această idee să fie preluată de cât mai mulți clujeni și să vedem în cât mai multe curți astfel de grădini urbane. Mulțumim, așa să fie. Mulțumim.